Corpul meu, o resursă pentru clasa pregătitoare. Eu sunt Andreea și am nevoie de ajutorul vostru pentru a mă îmbrăca corect. Vreau să ies afară la zăpadă, iar mama mi-a lăsat hainele necesare. O căciulă, mănuși, pantaloni, geacă, ghete și fular. Pentru aceasta, am nevoie să știu ce lucruri se potrivesc părților corpului meu. Cap, gât, trunchi, mâini și picioare. Oare așa m-am îmbrăcat corect? Voi ce credeți? Așa e, nu m-am îmbrăcat corect. Să mai încercăm o dată. Acum m-am îmbrăcat corect? Așa este, dar să vedem cum anume. Căciula, unde trebuie să o pun? Corect, pe cap. Puneți și voi mâna pe capul vostru. Geaca, unde trebuie să o pun? Corect, pe trunchi. Puneți și voi mâinile pe trunchiul vostru, pe partea din față și cea din spate. Mănușile, unde trebuie să le pun? Corect, în mâini. Bateți de două ori din palme. Ghetele, unde trebuie să le pun? Corect, în picioare. Bateți de trei ori din picioare. Pantalonii, unde trebuie să-i pun? Corect, pe picioare. Puneți mâinile pe picioare. Iar fularul, unde trebuie să-l pun? Corect, la gât. Puneți și voi mâna pe gâtul vostru. Foarte bine! Așadar, este important să-ți cunoști corpul, pentru că vei ști întotdeauna cum să te îmbraci corect. Mulțumesc pentru ajutorul vostru!